Elevii băcăoani din ciclul primar ar putea păstra manualele după terminarea școlii, astfel, conform intenției Ministrului Educației, manualele din învățământul primar nu vor mai trebui returnate, ținând cont de faptul că, pentru unii elevi, acestea sunt singurele cărți. Pentru ciclul gimnazial și liceal, regulile vor rămâne neschimbate, manualele urmând a fi în continuare returnate la sfârșitul anului școlar. Cu siguranță vor veni toate manualele pe care directorii le-au solicitat și aici, când spun, mă refer la acele manuale care vor fi tipărită. O problemă o constituie asigurarea manualelor digitale care ar fi trebuit să ajungă la elevii de clasele a 1-a și a 2-a până pe 15 septembrie. Motivul: contestațiile înregistrate la licitație, la care se adaugă scandalul declanșat la nivel național de unele societăți interesate să obțină acest contract. Reacțiile Ministrului Educației au fost dure pe acest subiect. Este dreptul lor să întreprindă orice acțiune, dar precizez încă o dată că nu voi pune niciodată interesele lor de afaceri înaintea interesului elevilor, care au nevoie de manuale noi, moderne, adaptate secolului 21. Avem manuale în uz și de 14 ani. Acest lucru este inadmisibil. Nu se mai poate așa. Pe mine mă interesează soarta copiilor, nu acțiunile editorilor. Acest proces important pentru conectarea școlii românești la realitățile învățământului contemporan se dorește a fi blocat de un scandal centrat în jurul banilor și a intereselor de afaceri. Nu voi accepta acest lucru, cu atât mai mult cu cât întreaga procedură s-a desfășurat transparent, cu respectarea strictă a prevederilor legale. Acolo unde nu sunt ofertanți, vom însărcina, așa cum prevede legea, instituții publice, nu firme, să redacteze manualele, a declarat Remus Pricopie. Cert este că pe 15 septembrie elevii din ciclul primar vor avea pe bănci manualele clasice, cele tipărite.